trebuia să jucăm cu Internațional Curtea de Argeș. De altfel, după prima etapă, pentru că meciul Sporting 95, Dacia Mioven 95 s-a amânat, am trecut pe locul întâi, la două puncte diferență de Sporting Câmpul Lung. Suntem în grupă cu echipa din Italia, echipa gazdă, deci FC Argeș și o echipă din Spania. În programul nostru, pe 31 este plecarea, o să stăm o seară în Veneția, după care ne reluăm mersul spre Arxis, în așa fel încât vineri să fim acolo, pentru că sâmbătă și duminică avem două jocuri într-o zi, două într-o zi. Dacă dă Dumnezeu să le câștigăm, să vedem dacă putem să jucăm semifinalele sau finala.